55% dintre moldoveni consideră că licitația de la aeroport este trucată, controlată de cei de la putere. Și asta în condițiile în care aproape în nicio instituție mass media acest subiect nu se discută. O minută îți dau răspunsul. Vă rog. Eu am fost avocatul în 2013 care am spus că concesionarea aeroportului internațional este ilegală și am cerut ca să fie anulate contracte de concesionare încă în 2013. Atunci, uitați-vă că nu m-au ascultat judecătorii. În prezent, când puterea au spus că aeroportul este o instituție care garantează securitatea națională, o instituție prin care intră și iese cetățenii Republicii Moldova, tot știind de faptul că Dicea poate să aibă un atcat în ghilimele gros, merge pe aceeași paletă pe care au mers predecesorii săi. Leancă, pe atunci mi se pare că era filat început să lucru acesta. De ce eu consider că percepția cetățeanului că la aeroportul internațional e ceva ilegal, 100% mă subscriu, fiindcă condițiile de sarcini care au fost puse la baza acestei licitații, ele au fost adaptate pentru un anumit concurent.